spatele nostru ceea ce se vede este un experimentarium. Este cel mai mare din România, primul din România la dimensiunile astea. Ne ajută foarte mult, stimate domnule Adrian, prin faptul că putem arăta concret și pe baza unui model didactic și în realitate cum funcționează o pompă de căldură. Deci din pompa de căldură merge apa în bazinul ăsta, în tank storage, storage tankul ăsta, da? Așa, îl umple, coborând în jos, acționează scripetele și contragreutatea o ține și produce curent electric. Da. Oamenii să înțeleagă că la pompa de căldură plătești 1 kWh și primești gratuit 5 kWh. Pe când avem această pompă instalată, niciodată ea nu a cedat. Tot timpul cât am folosit-o, ea a răspuns prompt la comanda pe care i-am dat-o. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Farcaș Adrian, sunt reprezentantul firmei Termocasa din Oradea, firmă termocasă care se ocupă cu producția de pompe de căldură, apă, aer, apă și sol-apă, precum și a panourilor solare cu absorbție directă. Astăzi ne aflăm în Timișoara, la Experimentarium. Alături de mine se află domnul profesor Șlet Zeno. Vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne primi. Și domnul profesor Danu Stocar. Profesor în cadrul Universității Politehnice din Timișoara. În spatele nostru ceea ce se vede este un experimentarium. Este cel mai mare din România, primul din România la dimensiunile astea. V-aș ruga frumos, domnul profesor, să ne spuneți câteva cuvinte despre acest experimentarium. Întâi de toate îmi permiteți să salut pe cei care ne privesc și care sunt interesați de ceea ce vom spune în continuare. Și aș dori să știți că acest experimentarium este rezultatul colaborării dintre cele două mari universități din Timișoara, și anume Universitatea de Vest și Universitatea Politehnică din Timișoara. Este un rezultat, după părerea noastră, deosebit de important și valoros, pentru că el pune în evidență atât partea fizică a experimentelor, cât și partea aplicativă a acestor. Totul a pornit de la faptul că în învățământ nu se dau întotdeauna care sunt aplicațiile cele mai importante ale diferitelor legi din fizică. Mă refer aici la principiile termodinamicii. Este cunoscut faptul că un sistem fizic, având o anumită temperatură, îi se permite unui acest sistem fizic să transfere energie de la acea stare de temperatură mai joasă, să transfere spre un sistem fizic cu o temperatură mai ridicată, dacă în sistem se injectează lucru mecanic. Adică principiul pompei de căldură. Am insistat asupra acestui lucru, pentru că este unul dintre cele mai palpabile experimente care pot să pună în evidență acest principiu al doilea al termodinamicii. Deci de la temperatură joasă la temperatură înaltă, dacă se injectează lucru mecanic în sistem. Și în cadrul acestui experimentarium aveți o pompă de căldură, marca Termocasa, care a fost achiziționată, mă rog, donată parțial, donație parțială la achiziție, acum câți ani, aproximativ? Păi, cred că vreo 7 sau mai cel mult. Cel puțin 7. Ani, da. Pompă de căldură care vă ajută în cadrul experimentelor dumneavoastră. Ne ajută foarte mult, stimate domnule Adrian, prin faptul că putem arăta concret și pe baza unui model didactic și în realitate cum funcționează o pompă de căldură. Este un lucru foarte important din acest punct de vedere, pentru ca oamenii să înțeleagă că la pompa de căldură plătești 1 kWh
și primești gratuit 5 kWh. Este un lucru pe care cred că fiecare este interesat. Da. Și am văzut că ați făcut mai multe experimente cu pompa, cu ajutorul pompei de căldură. Unul din experimente este cel cu gravitațional electric, da. Electric. Așa, iar al doilea este cu acumulatorul hidropneumatic. Hidropneumatic, adică acumulator hidropneumatic. Bun, ne puteți spune câteva cuvinte despre aceste sisteme sau domnul profesor Tocar, dacă ne puteți spune? L-aș invita pe domnul profesor Tocar. Că dânsul este în direct, să zic așa, sau ați fost direct implicat în realizarea acestor experimente. Sigur, ne-am gândit că fracțiunea de energie care se pierde prin refularea apei și întoarcerea ei în emisar să o utilizăm într-un fel. În acest sens am realizat două experimente. Unul se numește sistem hibrid, pompă de căldură, sistem gravitațional. Și practic apa refulată din pompă de căldură este introdus într-un rezervor care pe principiul mașinii ATUD convertește energia potențială a apei în energie electrică. Este un sistem simplu care nu are niciun fel de automatizare, inclusiv închiderea și deschiderea vanelor de admisie și de evacuare apei din rezervor se face mecanic. În plus, acest sistem are în componența lui două mecanisme bazate pe magneți permanenți de mare putere de rupere, care ajută la echilibrarea sistemului gravitațional electric, în sensul că rețin rezervorul la punctul mort superior pentru umplerea completă a acestuia și la punctul mort inferior pentru golirea completă a acestuia. Un alt sistem de recuperare a fracțiunii de energie pierdută din sistemul pompei de căldură este acela al sistemului al sistemului hidropneumatic, da? În care am combinat pompa de căldură cu un sistem de acumulare hidropneumatic și cu o turbină Pelton. Practic, energia pierdută este stocată într-un rezervor de apă și cu ajutorul aerului comprimat putem să obținem energie prin antrenarea unei turbine, energie electrică prin antrenarea unei turbine Pelton. Energia consumată, energia electrică consumată atât pentru antrenarea pompei de căldură, cât și pentru antrenarea unui compresor, este obținută de asemenea dintr-o sursă verde, da, de la sistemul fotovoltaic instalat în laborator. V-aș ruga, domn profesor Sledzeno, să ne spuneți câteva cuvinte, cam câte experimente găzduiește acest experimentarium? Grație colaborării deosebit de fructuoase pe care am, respectiv care există, între trei persoane, și anume domnul profesor Damian, domnul profesor Blaj și subsemnatul, și cu contribuția domnului Tocar, am reușit să punem în stare de funcționare peste 350 de experimente de fizică, multe dintre acestea fiind însoțite și de aplicațiile practice ale fenomenului fizic. Noi ne-am gândit și la aspectul protejării persoanelor care intră în contact cu anumite fenomene fizice pentru a nu fi afectate din punctul de vedere al sănătății. Există experimente, există situații care, într-adevăr, pot să pună în pericol viața omului. Și aici vă dau ca exemplu legea lui Bernoulli. Și anume, dacă un automobil, un tir, trece cu viteză mare pe lângă o persoană care este la o distanță relativ mică de acest tir, această persoană este pur și simplu absorbită, atrasă de acest tir și el decedează. Poate că deasupra, poți, da. Da, este, imediat este distrus. Ce,
ce idei sau ce credeți că veți pune în practică în viitor? Adică unde vreți să aduceți acest experimentar, cât de multe experimente vreți să mai înglobați în acest experimentarium sau ce fel de experimente sau, mă rog, da. Care este viziunea dumneavoastră pentru viitorul acestui experimentar? Vorbesc doar din punctul meu de vedere, având o vârstă înaintată, deja posibilitatea aceasta de a mai aduce, să spun, elemente noi este limitată și este destul de redusă, însă sper că se vor găsi colegi care să preia activitatea noastră și să dezvolte în continuare laboratorul acesta, acest experimentarium TM, aducând noi și noi experimente de interes. Eu țin să vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne primi astăzi și de a accepta să lucrați cu produse ale companiei noastre. Vă mulțumim pentru atenția deosebită pe care ați avut-o cu produsele noastre, cu testările și așa mai departe, cu rezultatele. Vă felicităm pentru rezultatele pe care le-ați obținut, pentru munca pe care ați depus-o și vă dorim multă baftă în continuare, mult succes în continuare și cât mai mulți studenți să aibă parte de munca și viziunea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte minunate de apreciere, însă vreau să informez marele public că de când avem această pompă instalată, niciodată ea nu a cedat. Tot timpul cât am folosit-o, ea a răspuns prompt la comanda pe care i-am dat-o. Este un produs sigur, un produs de calitate și recomand tuturor să beneficieze de ea. Știu că ați adus foarte multe modificări, să zic așa, sau ați adus tot felul de îmbunătățiri la pompă. Într-adevăr, ne-ați cerut tot timpul părerea. Testele pe care le-ați făcut știu că au fost destul de complexe și dacă ziceți că v-ați descurcat până aici, să sperăm că dacă după 7 ani sau câți ani au trecut de atunci, să sperăm că o să o ducă mult și bine în continuare. Da, așa este. Mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi. Aici a fost leagănul primelor civilizații. Aici s-a ars ceramica de calitate a culturii cucuteni. Aici a apărut scrierea, pe tăblițele cerate de la Tărtăria, realizările primilor oameni din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și, ulterior, marile invenții românești au schimbat lumea pentru totdeauna. Cum am fi scris dacă nu apărea stiloul lui Petrache Poenaru, inginerul care a creat steagul României moderne? Cum am fi zburat dacă Traian Vuia nu inventa primul avion sau Henri Coandă pe cel cu reacție? Inginerii români au construit edificii cu care ne mândrim la nivel mondial. Casa Poporului, cea mai mare clădire civilă și Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult din lume. Invențiile românești sunt rodul inteligenței unor vizionari care au marcat prin munca lor necontenită știința și civilizația universală. Și azi, România continuă să furnizeze invenții medaliate cu aur la Geneva, cel mai prestigios salon de invenții din lume. Pompele de căldură de la Termocasa, inventate și realizate de inginerul Adrian Farcaș, sunt cel mai performant sistem de încălzire pentru diverse spații, de la locuințe la clădiri de birouri, de la depozite la supermarketuri. Iar panourile solare cu absorpție directă, cu oglinda izolată CPC, inventate în România, au 25 de ani garanție. Recomandăm cu încredere produsele Termocasa, inginerie românească la nivel înalt, apreciată cu premii și medalii la saloanele de profil din Geneva, Cluj-Napoca, Timișoara și București, recompensată cu distinții de Guvernul României. Ați făcut cinste României prin succesul obținut la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Acum știi de ce trebuie să alegi produsele Termocasa.